Să-mi rog pe domnul profesor Adrian Lemeni să ne spună câteva. Mulțumesc mult! Mă bucur să fim împreună și foarte scurt o să fiu. Ceea ce am trăit în ultimile luni plecând de la decizia Curții Constituționale a generat o realitate care practic nu a mai putut fi abordată exclusiv instituțional, fie că vorbim de Patriarhia Română, de Guvern sau de Parlamentul României. A fost nevoie de o implicare concretă a persoanelor concrete, a oamenilor, a dumneavoastră și pe o scară largă. Iată că ceea ce s-a dovedit a fi o încercare foarte mare, până la urmă s-a întors în șanse extraordinare de a ne regăsi împreună, de a fi împreună și de a da o mărturie într-un același duh. Consider că, dincolo de jertfa extraordinară pe care ați făcut-o și e de apreciat, am retrăit cu toții, cred, fiecare în parte, implicați fiind în această asumare explicită a unei mărturisiri, am simțit lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că e modul de a lucra al lui Dumnezeu, de a întoarce ceea ce în aparență pare să fie negativ, să întoarcă în ceva pozitiv, în ceva ziditor. Și într-o lume în care ne devine tot mai greu să ne întâlnim unii cu alții, față în față, așa cum facem astăzi și așa cum s-a întâmplat și aici la București și în țară, iată, mai mult decât această întâlnire a fost o mărturisire extraordinară. Ne-am regăsit unii pe alții. Și este șansa extraordinară, este darul lui Dumnezeu până la urmă și cred că trebuie să valorificăm ca atare, să ne raportăm ca atare la asemenea momente. Practic, s-a simțit încă o dată și este vocația bisericii până la urmă. Și biserica s-a manifestat concret, nu doar ca o administrație, ci ca un trup viu. Vocația de a aduna oameni de diferite condiții sociale, de diferite vârste, de diferite profesii, de a-i aduna și de a-i pune pentru a mărturisi într-un același duh ceva. În cazul de față, valorile care țin de educația religioasă. Rezultatul a fost unul uluitor, unul foarte incomod, trebuie să spunem acest lucru, pentru cei, pentru adversarii pe care îi cunoaștem, s-a menționat și aici. Dar noi cred că trebuie să fim conștienți de faptul că o victorie de cele mai multe ori e gestionată într-un mod mai dificil decât o înfrângem. Trebuie să fim foarte atenți pentru a nu asuma o atitudine de autosuficiență. După masă, probabil o să avem ocazia să discutăm mai concret, plecând de la anumite propuneri care să vizeze îmbunătățirea calității educației religioase. Cu toții ne dorim acest lucru. Mă bucur încă o dată și vă mulțumesc foarte mult pentru invitarea dumneavoastră.